Bun venit în această seară! Este ocazia când relom seria noastră de vineri seară, Viața e o pradă. Am avut o pauză, într-adevăr am încercat să mai lăsăm lucrurile să se mai clarifice, pentru că e bine să ai un, din când în când un moment de reflexie personală vis-a-vis -vis de lucrurile pe care le auzi, le citești, le studiezi. Și atunci, probabil că, într-un fel sau altul, pauza aceasta a fost benefică, dar cert este că acum dorim să reluăm această serie. Uh, și aș vrea să încep prin a face o afirmație care cred eu că este importantă și trebuie să o luăm ca atare. Uh, e destul de dificil să vorbești din perspectiva celui care se presupune că ar avea răspunsurile la aceste întrebări sau la aceste probleme care le ridică. Și deseori mă confrunt cu acest paradox. Sunt cumva ori chemat, ori motivat, ori invitat să predic pe anumite teme, teme pe care le consider, în primul rând, eu importante, necesare sau actuale, dar, într-un fel sau altul, îmi dau seama că, de fapt, există o anumită uh, dilemă care mă urmărește nu întotdeauna găsesc răspunsurile pe care mă aștept să le găsesc sau pe care vreau să le găsesc. Și de aceea, și, iar răspunsul, cel mai simplu răspuns la această dilemă este că eu însumi sunt un căutător, un cercetător al Scripturii, un pelegrin, a spune, nu sunt cel care am răspunsuri definitive, care pot să vă ofer întotdeauna soluția Potrivită, dar cel puțin încerc lucrul acesta, încerc să caut, încerc să găsesc pe principiul pe care ți-a spus Mântuitorul: cel care caută, găsește, celui care bate îi se va deschide și așa mai departe. În această ocazie, aș vrea să abordăm o temă puțin diferită. Am încheiat această mică serie din cadrul mai marii serii cu Samson. L-am lăsat așa cum l-am găsit, dar sperăm că am tras de acolo anumite învățăminte care ne pot ajuta. Acum aș vrea să discutăm puțin altceva, dar îmi dau seama că acest subiect nu este unul chiar foarte simplu de înțeles, pentru că este vorba de, de sentimentul nostru de oameni credincioși, oameni religioși sau, în special, așteptători. Am sentimentul, nu știu dacă sunt singur în acest sentiment sau dacă sunt și alții în asentimentul meu, ca să mă exprim așa, că rătăcim de ani de zile cu această aproape devenită convingere sau simți că nu ne îndreptăm de fapt nicăieri. Și e destul de delicat să ai această, acest sentiment care să planeze asupra ta. Adică, noi am venit cu toții la credință, am acceptat mesajul advent, l-am moștenit eventual de la părinții sau de la bunicii noștri și aveam anumite așteptări vis-a-vis -vis de ceea ce Dumnezeu a promis. Și, într-un fel sau altul, ne simțim poate ca poporul israel în pustie care, într-un fel, trebuie să parcurgă un traseu, trebuie să meargă o bucată de timp sau o bucată de vreme până când va ajunge într-un final în țara promisă. Și noi, ca așteptători, cu siguranță că avem aceste uh, metafore și aceste imagini în mintea noastră și noi vrem să intrăm în țara promisă, în împărăția lui Dumnezeu, uh, când va veni Domnul Hristos, dar cumva, cumva, rătăcirea aceasta care se tot prelungește devine din ce în ce mai acută. Iar sentimentul este destul de uh, pregnant pentru că nu știi exact încotro te duci, încotro mergi. Sigur, undeva la capătul drumului nu se vedea destinația, dar știm sau prin credință credem că acolo ne așteaptă Hristos. Dar până acolo nu vedem mare lucru și doar așteptăm să se întâmple ceva. Am vrea să se scurteze timpul, am vrea să se întâmple ceva care să ne confirme fie că mergem pe calea cea dreaptă, fie că timpul este scurt și, într-adevăr, se va împlini ceea ce noi am crezut o viață întreagă se va împlini. Probabil că acest sentiment este cel mai bine împărtășit de un poet naționalist român, Nichifor Crainic, ortodox fiind, el își mărturisește această profundă dorință după Dumnezeu în acea, forma aceasta poetică, cobor mereu din eu în eu, pe sub căciula mea de dac, de 2000 de ani străbat din veac în veac spre tine Dumnezeu. Deci ca ortodox care e convins că Dumnezeu este de, că, că, că Biserica uh, Ortodoxă este de partea corectă a istoriei, este Biserica aleasă de Dumnezeu, uh, ca ortodox se frământă și el cu ideea aceasta că de 2000 de ani de când s-a născut creștinismul, tot străbate, străbate, străbate spre Dumnezeu. Și în aceste versuri se ascunde poate această dilemă a unei triste uh, realități. Uh, Pare că încă nu l-a găsit pe Dumnezeu, îl tot îl caută. Și îl caut pe Dumnezeu prin istoria religiei tale, îl caut pe Dumnezeu prin formele religioase, îl caut pe Dumnezeu prin uh, ritualurile și credințele pe care le ai, îl caut pe Dumnezeu și cumva parcă acest Dumnezeu se lasă uh, de negăsit. Nu știu dacă și noi avem acest sentiment, dar cunosc mulți uh, creștini adventiști care au sentimentul că cel puțin uh, istoric vorbind de 170 de ani de când existăm, uh, tot coborâm pe sub călciula noastră de așteptători și îl străbătem deceniu după deceniu, deceniu după deceniu, căutându-L pe acest Dumnezeu care ar trebui să vină în întâmpinarea noastră uh, la a doua sa venire și așa mai departe. De aceea aș vrea să explorăm puțin în această seară acest sentiment de neputință, de neînțelegere, această dilemă, această nemulțumire. Și plecând de la această uh, realitate istorică, atât adventismul cât și creștinismul, și la, la fel de valabil pentru orice fel de religie, orice fel de sinteză religioasă, orice fel de grup spiritual. Toate au, de fapt, aceeași dinamică. Dar acum vorbim despre creștinism și adventism. Ambele s-au născut într-un anumit context. Și e clar că n-ai cum să te naști ca mișcare religioasă, ca biserică sau cult sau ce vrem noi, fără să existe un anumit context. Și structura cea mai simplă a oricărui context se poate vedea pe această imagine în forma celor, acestor întrebări fundamentale. Cine? Când? De ce? Unde? Ce? Cum? Toate aceste întrebări le pui. Cine a înființat creștinismul sau adventismul? De ce? Ce l-a motivat? Unde s-a întâmplat lucrul acesta? Ce a stat la baza acestei noi religii? Cum a avut loc această formare uh, și uh, când s-a întâmplat lucrul acesta. Deci toate aceste întrebări simple, uh, folosite de jurnaliști, efectiv în orice fel de știre, uh, practic creează contextul. Sigur acesta este un context foarte simplu. Sunt, uh, să zic așa, uh, straturi mai profunde ale contextului. Nu intrăm în amănuntă acestea. Dar uitați-vă, de exemplu, la aceste întrebări. Avem deja răspunsurile la ele. Știm cine a inițiat și creștinismul și adventismul. Avem idei și cum s-a întâmplat lucrul acesta. Când, e destul de precis, secolul I, secolul XIX. Unde, în Orientul Mijlociu, în Statele Unite ale Americii. Ce s-a întâmplat atunci, iarăși, avem o anumită. Orientare vis-a-vis -vis de istoria, sau de momentul istoric când s-au lansat cele două uh, mișcări religioase. Întrebarea care totuși a rămas, la care a rămas încă să răspundem este de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Sigur că noi avem răspunsuri și la această întrebare. Știm, zicem noi, de ce s-a. A apărut creștinismul? De ce a apărut adventismul? De ce a fost nevoie să apară creștinismul? De ce a fost nevoie să apară adventismul? Noi credem că știm să răspundem la întrebarea de ce. Însă, impresia mea este că noi încă nu am înțeles exact acest de ce. Și încă, pentru că nu înțelegem de, de, de ceul acesta, de aceea suntem cumva prinși în această capcană a, a istoriei. Nu putem ieși. Din acest, de, de, nu putem să evadăm din această forță centripetă a istoriei, care tot timpul ne plasează în, apoi în, în, în istorie. Așa că acest context de care noi uh, știm câteva, câte ceva lucruri, el nu mai există în prezent. S-a dus în secolul I, s-a dus în secolul XIX. Oamenii care au înființat aceste uh, mișcări religioase, mă refer la Apostol și mă refer la pionieri, nu mai există. Toate aceste întrebări le răspundem sau nu le răspundem la ele. Dar contextul acesta nu mai există. Însă, într-un fel sau altul, ele au rezistat sau au uh, supraviețuit uh, timpului. Și Biserica Creștină și Biserica Adventistă. Și pentru că, și au supraviețuit, am spune noi, mă rog, la prima noastră reacție, pentru că uh, au avut la bază un anumit mesaj. Asta spunem noi. De ce există creștinismul până ziua de astăzi? Datorită mesajului de la început. De ce încă există adventismul? Tot datorită acelui mesaj de la început. Deci ambele s-au lansat pe baza unei narațiuni specifice. În cazul creștinismului, Narațiunea era foarte clară și foarte simplă. A venit un învățător de la Dumnezeu, care de fapt era Mesia, întrupat, Dumnezeu întrupat în natură umană, a murit pentru păcatele noastre, a treia zi a înviat, e a înălțat, înălțat la ceruri și într-o zi va veni din nou. Între timp, noi suntem invitați, chemați să vestim acest mesaj în toată lumea. Narațiunea simplă o găsiți în Evanghelii, dar nu așa în această formă structurată, mai repede o găsiți în epistolele lui Pavel. Foarte simplu, de citit, exact cam ce credeau creștinii în primul secol. Față de adventism, creștinismul, sigur că da, a avut o relațiune centrată pe Isus Hristos. Adventismul normal că tot credea în Hristos și crede în Hristos, dar și-a centrat mesajul pe ultima parte a misiunii lui Hristos, și anume revenirea sa, judecata și revenirea sa. Așa că pentru adventism, narațiunea specifică era Hristos va reveni foarte curând, trebuie să ne pregătim, va începe judecata și ca să poți să fii găsit drept la judecată, trebuie să ai un anumit, o anumită conduită morală, religioasă, spirituală, etică și așa mai departe. Și știți, iarăși în linii generale, care de fapt este mesajul Adventist sau Advent. Narațiunea adventă. Așa crede noi că știm care este narațiunea adventă. Pentru că dacă faci un sondaj în biserică, ce mai mulți credincioși nu vă putea să răspundă în câteva cuvinte simple, în ce constă narrațiunea Adventă. Mesajul Advent. Exceptând poate cei care vor face o deducție, da, adventist înseamnă așteptător de ziua 7, adică ținem sabatul și apoi extindem puțin sau asociem și cu o dietă sănătoasă ca să fim pregătiți pentru ziua revenirii sale. În rest, există foarte multă confuzie. Avem deja 28 de puncte de credință sau de... da, de credință care pare că încurcă și mai mult narațiunea simplă adventistă care a fost la început. Cert este că cel mai mulți nu sunt preocupați să înțeleagă nimic care despre ce înseamnă să fie adventist, care este narațiunea adventistă și ce relevanță are ea în secolul 21. Așa că avem de face aici cu o anumită dilemă. Dacă există Poate această dilemă. Pentru unii poate nu este nici de Dilema pentru ei totul este clar. Dar pentru cei care au o anumită dilemă vis-a-vis -vis de mesajul advent sau creștin și relevanța lui în secolul 21, probabil că ne va, aici ne va ajuta foarte mult întrebarea lui Gedeon. Gedeon este un uh, potențial judecător, este un simplu individ din poporul Israel conform descrierii sale, este cel mai neînsemnat din casa tatălui său, nu are nici potențial, nici viziune, nici resurse, nici posibilități, este un nimeni, este un loser, este un cuvânt anglosaxon care, este, care explică și, indică și mai bine această stare de neputință și de lipsă de direcție. Foarte, nu puțin dintre noi ne-am putea considera niște loseri, unii din punct de vedere financiar, alții din punct de vedere relațional, alții din punct de vedere spiritual, din N puncte de vedere, fiecare poate ajunge la un moment la concluzia că nu este ceea ce și-a dorit să fie, și-a propus să fie. Credeți că toți cei care suntem aici ne-am propus să fim ce suntem în prezent? Pentru că astea au fost visurile noastre de la început. Am, vri, am dorit să venim în țara aceasta, să locuim în locuințele în care locuim, să lucrăm în locul de muncă unde locuim, să avem relațiile pe care le avem unii cu alții și așa mai departe. Unii poate da, dar sunt puțini, ce mai mulți nu. Și cumva, cumva te apucă acest sentiment al, al, al disperării pentru că îți dai seama că puteai să fii mai mult decât ești și dacă ai fi făcut decizie, dacă ai fi o decizie într-un anumit moment al vieții, poate erai altfel acum. Și această, deci această problemă te macină într-un fel sau altul, poate nu ești conștient sau conștientă de ea, dar într-un fel sau altul există, acolo undeva îi stă și îți trimite semnale din când în când. Mai ales când ai probleme în viață, când ești ghinionist, atunci apare și mai pregant acest sentiment al faptului că ești un loser. Sau cum să zic în, la feminin, luzeriță, nu sună bine, sună alubeniță. Așa că mai bine le lăsăm doar la masculin și doar frații pot fi luzări, surorile niciodată. Bun, hai să ne întoarcem la acest Gedeon al nostru, care și el este un loser, ne identificăm cu el și el la, mă rog, intervenția Îngerului Domnului, deci un personaj deocamdată anonim, nu se știe cine este, doar așa generic este Îngerul Domnului, vine la Păi dați seama că arăta ca orice om obișnuit, nu avea nici uh, acea uh, elipsă in, uh, indicativă a spiritualității sau divinității, uh, știți cum apare în iconografia creștină, nu-i nici nici strălucea nici fața, nu avea nici haine albe, strălucitoare, nu era un orice uh, călător, un orice om normal. Uh, așa s-a descoperit. Și îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Asta e, de fapt, uh, așa îl salută. Deci un fel de pace a Domnului uh, îi spune lui... Uh, de Gedeon, Domnul este cu tine viteazule. Nu, chiar și ideea aceasta cu pacea Domnului este o chestiune destul de demonetizată, trebuie să o recunoaștem. Noi spunem pacea Domnului pentru că este o formulă prescurtată a, pacea, a lui pacea Domnului Iisus să fie peste tine. Cum noi avem răbdare să spunem atât de multe cuvinte, pacea Domnului Iisus să fie peste tine, am redus-o la pacea Domnului, acum la pace și mai târziu să fie doar pa. Și cu asta se va încheia toată discuția și salutul nostru creștin. E clar că acolo ne ducem. Dar cam asta a fost ideea aceasta. Domnul este cu tine viteazule. Un fel de pace a Domnului. Să fie cu tine. Ceva în genul acesta. Dar Gedeon nu se recunoaște nici în pacea Domnului, nu se recunoaște nici în viteazul Domnului. După cum nici ori mă recunoșteam la începutul credinței mele, când pentru prima dată în viața mea cineva mi-a spus pacea Domnului. Și pentru că n-au zis niciodată asemenea expresie, n-am știut cum să reacționez, cum să răspund înapoi. Și am spus să-ți fie de bine. Exact cum îți spune ceva, să poftă bună, să-ți fie de bine. Și am crezut și eu că să spun, nu avem altă formulă, să-ți fie de bine. La fel și Chedeon, să-ți fie de bine cine ești tu, străinule, pentru că eu nu mă regăsesc în această narațiune a ta. Ești un viteaz. Nu sunt nici viteaz, nu sunt nimic. Sunt un loser și atâta tot. Iar mai târziu, în contextul acestei discuții, deci asta se întâmplă în capitolul 6 judecători, el vine cu această uh, problemă. Rogute, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le le-a părinții noștri când ne spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Deci asta era narațiunea evreilor, da? Deci narațiunea evreilor era aceasta, Dumnezeu ne-a scos din Egipt și ne-a adus în țara promisă. Asta era narațiunea lor. Narațiune pe care Ghedo nu mai recunoaște. Pentru că spune acum, Domnul ne părăsește și ne dă mâna lui Madian. Asta nu face parte din narațiunea originară. Chestiunea cu te lasă în mâna lui Madian și te părăsește. Deși ei au fost avertizați. Dar ce mi se pare mie extrem, nu doar interesant, revoluționar a spune, este că Gedeon nu se regăsește în narațiunea originară sau oficială a poporului său. Nu se regăsește. Și nu este sfios să spună, îmi pare rău, până aici. Nu văd de ce s-ar aplica aceste lucruri la mine. A, la părinții noștri, poate că da. Ei au trecut prin Marea Roșie, ei au fost în pustie, unii din ei au și intrat în Canaan, dar ce mă privește pe mine, nu văd ce legătură, ce relevanță ar avea cu mine. Vedeți, această reacție a lui Gedeon este reacția multor tineri din biserica noastră. Tineri care sunt sinceri, tineri care sunt preocupați de spiritualitate, de o relație cu Dumnezeu dar care în mod foarte sincer nu se mai pot regăsi în narațiunea originară și oficială a Bisericii Adventiste. Ei nu, dau, ei nu văd semnele pe care alții le văd, ei nu văd de, nu știu ce fel alte evenimente pe care alții sunt insistenți în a prezenta, ei nu mai văd în ce constă relevanța adventismului în secolul 21, cu ce ne deosebim și ne definim față de alte confesiuni. Doar că ținem sabatul și evreii țin sabatul. Doar pentru că mâncăm uh, curat, necurat, adică avem distinția curat, necurat și alții o au. Alții sunt chiar mai scrupuloși la mâncare decât suntem noi. Și atunci ce altceva? Faptul că. Credem în urgea sanctuarului? Nici măcar aia nu mai este originală, pentru că se pare că au fost și alții înaintea noastră care au avut niște idei vis-a-vis -vis și de judecată de sanctuar și așa mai departe. Atunci, ce ne de faptul că credem în nemurirea, că nu credem în nemurirea Sufletului, dar și alții nu mai cred de mult în nemurirea Sufletului. Nici în iad nu mai crede. Nici Papa uh, Francis nu mai crede în iad. Și în loc să ne bucurăm că nici nu crede în iad, credem că în fapt, încearcă să submineze uh, creștinismul. Așa am ajuns până acolo. În sfârșit, escatologia noastră nu e atât de originală cum ne-am ne închipuit decât să fie. Și vedeți că acest flux al informațiilor, era informațiilor, a dat, a, a, a creat o liberalizare a, a, a informației, în așa fel încât toată lumea poate să caute, să cerceteze, să verifice a, în ce constă credința noastră. Și mulți care au făcut lucrul acesta au ajuns la alte concluzii de la care au plecat. Și cu siguranță că s-au oprit în punctul acesta existențial al lui Gedeon, de unde întreabă, Doamne, nu văd că relevanță are această credință astăzi, în secolul 21 și în viața mea. Nu neapărat, să nu, să nu, fim greși, să nu fie greșit înțeles, nu neapărat pentru că astăzi noi cere, vrem neapărat o modernizare a credinței și pentru că vedem că această credință nu este modernă sau suficient de modernă, ni se pare că automat este anacronică și bună depusă la gunoiul istoriei, la coșul de gunoi al istoriei. Nu. Oamenii aceștia vor să vadă altceva, nu o modernizare. Pentru că nu neapărat modernizarea în sine rezolvă problema. Atunci, această uh, dilemă lui Gedeon. Faptul că se simte alienat față de uh, narațiunea originară, uh, la fel ca poate unii dintre noi, care și noi ne simțim alienați de această narațiune, care tot ni s-a spus de zeci de ani de zile, uh, o știm pe din afară, dar parcă nu mai are aceeași putere, aceeași, să spunem, magie, același farmec, aceeași uh, persoasiune asupra noastră, ne cumva ne, 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 ne obligă să, să ne punem aceste întrebări fără să știm de fapt dacă există răspuns la ele. Și asta ne macină presimțirea că s-ar putea să nu găsim răspuns la aceste întrebări. Așa că povestea spusă și trăită de pionierii noștri pare că nu ni se mai potrivește. Și nu știm acum care este următorul pas. Întrebarea cea mai importantă ar fi aceasta. Ce faci cu atunci când moștenești o tradiție religioasă? Ce opțiuni ai când moștenești o tradiție religioasă? În cazul nostru este tradiția adventistă, adică în cazul unora dintre noi, cei care s-au născut în adventism. Dar cei care au venit din afară, într-un fel sau altul, și au preluat tradiția adventistă. Au preluat-o printr-o acceptare printr-o asumare și printr-o uh, integrare în biserica respectivă. Deci toți, într-un fel sau altul, ne-am trezit conștient sau mai puțin conștient cu această tradiție religioasă adventistă. Întrebarea este ce faci după ce ai moștenit-o, ce faci cu ea? Cei mai mulți o ia cu o atare. Nu pun întrebări, o consideră din start ca fiind adevărată, unică, definitivă, și se simt confortabil în această dulce, să zic așa, ignoranță. Pentru că trebuie să știm că ignoranța este o binecuvântare. Da, ignoranța este o binecuvântare. Nu îți creează probleme, nu generează întrebări, nu te împinge la dileme. Crezi lucrurile așa cum sunt, nu pui întrebări, nici nu cauți răspunsuri. Și totul curge sin, lin de la sine. Dar alții au întrebări. Și atunci întrebarea este mai departe, care este varianta, ce variante ai când moștenirea religioasă? Prima variantă, și care este? Prima variantă cea mai la îndemână și uh, cea mai des întâlnită este aceasta pe care aș numi-o într-un cuvânt imitarea. Deci este prima variantă posibilă, imitare. Ce înseamnă imitare? Să împlinești cu fidelitate sau să încerci să împlinești cu fidelitate toate preceptele pe care ți le-au lăsat înaintea și tăi. Începând de la pionieri sau apostoli sau părinții bisericești, până la părinții tăi spirituali sau uh, trupești uh, și așa mai departe. Deci am primit aceste precepte și trebuie să le pun în practică cât se poate de fidel, cu o cât mai mare acuratețe. Și dacă fac lucrul acesta, atunci cu siguranță că mă voi simți împlinită în această tradiție religioasă în care am crescut. Asta ce face dacă încerci să împlinești cu fidelitate aceste precepte? Asta conduce la o conservare a formulelor religioase, sau mai degrabă să o conservare, conservare a curateții acelor formule religioase. Cu cât ții mai mult la ele și nu vrei să abandonezi nimic din ceea ce ai acceptat, cu atâta ele se conservă mai bine. Nu? Deci dacă știm, de exemplu, domne, că așa se face în biserică aceasta și nu se face altfel, conservi exact așa cum ai apucat și pe formula clasică de acum că noi nu renunțăm la hotarele sau nu ne îndepărtăm de hotarele noastre sau ale bisericii noastre și până la alte asemenea exprimări, vrei să rămâi cât mai aproape de ceea ce consider că este spiritul original al credinței tale. Și că nu de multe ori observ că sunt oameni care vor să se întoarcă în timp, fie la 1844 la credința pionierilor, fie la 1888 la credința adventiștilor care au început să descopere în prima credință, fie până la anii 1950 sau 60 sau 80 sau depinde, fiecare are un reper în istorie pe care consider că fiind perioada de aur, momentul de aur. Dacă ne-am întoarce acolo la momentul respectiv, dacă am fi ca înainte, atunci cu siguranță că viața noastră spirituală ar fi extraordinară. Și vă dați seama că ați auzit, și o să auzim tot timpul, că dacă uh, n-am mai face compromis cu păcatul, dacă n-am mai mânca anumite alimente, dacă ne-am întoarce la ceea ce se credea pe vremuri și ce spunea nu White vis-a-vis -vis de anumite aspecte, atunci viața spirituală în biserică ar fi excepțională. Însă, ce se întâmplă atunci când procedezi în felul acesta? Credința sau Așa cum ți o exprim. Această credință este înghețată într-o anumită perioadă istorică. Și, practic, îți conservi și îți solidifici acea credință și rămâi suspendat în timpul acela care, tu crezi că este ideal. Și nu vă mirați că mulți dintre noi, practic, se comportă, cred și uh, au o, dinamică a relațiilor care seamănă cu secolul XIX. Spunea o fată destul de tânără, la un moment dat, într-o încercare de a avea o relație cu un băiat, că nu poate să le ia pe acel băiat de soț, pentru că e o diferență foarte mare, de, mare, nu foarte mare, mare de vârstă, 10 ani de vârstă era diferența, Uh, și pentru că sora White spune că nu ai voie să te căsătorești cu cei mai în vârstă ca tine, pentru că aceștia care vor fi soții tăi în vârstă vor avea după aceea probleme, vor muri prematuri și copiii vor rămâne fără tată. Dar uh, ceea ce sora aceasta atântă nu știe este că diferența între sora White și fratele White are de șase ani, da? deci nu era nici ea acolo foarte mică și că el, fratele White a murit și el destul de prematur într-un anumit sens și că a rămas ea cu copiii și așa mai departe și to toată povestea. Dar ideea aceasta că ai rămas suspendat într-o anumită perioadă a istoriei, într-o anumită concepție a, în timp pe care tu consideri că este ideală și dacă te întorci întors la punctul acela, punctul maxim al spiritualității, atunci cu siguranță că problemele tale se vor rezolva. Așa că ideile, morala, dinamica socială vor arăta exact ca atunci. Asigur că ne comport că suntem îmbrăcați modern, că străim într-un secol foarte modern, dar nu înseamnă că ideile pe care le avem, concepțiile și relațiile, nu poartă marca secolului XIX. Și trebuie să spun orice. acesta, sunt frați care trăiesc încă în secolul XIX ca mentalitate. Alții în secolul 20, sunt comunități în diaspora care au plecat din România într-un anumit moment al timpului, anii 80, din România, și s-au conservat exact în anii 80 aceleași concepții, aceleași mentalități, aceleași idei. Aia înseamnă să imiți cu fidelitate preceptele lăsate de înaintași, crezând că făcând acest lucru vei avea parte de aceeași experiență pe care ei au avut-o. A doua variantă s-ar numi reconfigurare, dacă sună prea complicat, dar să zicem așa, are o reconfigurare a tradiției religioase. Ce ar însemna asta? Înseamnă să nu imiți practica și filozofia înaintașilor religiei tale. Îți dai seama că este anacronic și că nu are sens. Înseamnă să in, să cumva să încerci să intuiești ce intenții au avut ei când au scris aceste lucruri. Să mergi dincolo de literă, să cauți spiritul mesajului lor și a practicilor religioase și apoi să o adaptezi în contextul în care tu trăiești. Nu? Cam mai înseamnă de fapt reconfigurare. Adică încerc să reevaluezi și să reactualizezi preceptele lor. Atunci, Domnule, sigur că da, nu mai este valabil sfatul Elenei White care spune să nu uh, faci fotografii sau să nu se iei bicicletă. Nu? Sunt frați care au câte două biciclete acum. Nu? Uh, sau să iei alte, sau să nu știu ce alte chestiuni să faci. Nu, nu, trebuie să vedem, să discernem intenția. De ce a spus ea în contextul respectiv acele lucruri, a dat acele sfaturi și cum se aplică aici? E, și atunci te gândești că, domnule, într-adevăr, nu e bine să faci cheltuieli prea mari sau nenecesare și așa mai departe. Ăsta este principiu. Atunci nu mergi spre o interpretare literalistă a celor sfaturi, ci mai degrabă spre una spirituală, principială. Și asta are sens, nu? Hai să vedem ce vreau să spună părinții bisericești sau apostolii sau. Pavel nu, sau Ellen White, sau James White, sau alții, când spuneau acele lucruri. Ne dăm seama că încercăm să descoperim esența și apoi o reconfigurăm în contextul în care noi trăim. Nu, apare, sună, sună mai bine așa ceva, nu? E adevărat că asta cere efort. Efort, pentru că adică e simplu să, iei, să, să... La dictare este foarte simplu. Dictarea e cea mai simplu. Dar compunerea e mai complicată. Cere efort cere gândire, cere dedicare, cere uh, idealism chiar, atunci când tu trebuie să discerni intenția uh, înaintașilor religiei tale și să vezi cum se aplică astăzi, într-un context cu totul diferit. Dar într-un fel sau altul, s-ar merita efortul, pentru că altfel, astfel, vei avea o credință, spui tu și eu, relevantă care este în armonie, este congruentă cu secolul în care trăiești. Nu ești considerat un uh, sălbatic, un uh, atemporal, un tip care, sau o tipă care trăiește pe altă lume. Nu, nu, ești un om modern, care gândești, care ești integral, dar care ești și religios sau religioasă și oamenii pot să-ți dea seama de acest lucru. Uh, care credeți că este varianta cea mai potrivită? atunci când suntem față în față cu o tradiție religioasă. Ce variantă este mai bună sau mai eficientă atunci când suntem în punctul în care se află gedeon și nu știu ce să facem? Să imităm credința înaintașilor, le copiem narațiunea lor și încercăm să o trăim așa cum a trăit-o ei, sau doar vedem ce au vrut să spună și atunci o actualizăm cumva. Ne o reformulăm în propriul nostru context. Care credeți că este varianta care ne-ar folosi astăzi? Care ne-ar ajuta în timpul pe care trăim? Imitarea sau reconfigurarea tradiției religioase moștenite. Prima variantă sau a doua variantă? Ar suna logic a doua variantă. Pentru că, de adevăr, pare că ar corespunde și cu năzuințele noastre și cu pretențiile noastre de oameni care au citit mai mult decât înaintașii noștri, poate, poate, deși unii sunt mult mai în urmă la acest capitol decât înaintașii noștri. Dar să zicem, suntem mai informați, deci nu avem parte de o uh, calitate a informațiilor în zilele noastre, ci mai degrabă foarte mult, am, cum am spune, junk food uh, informațional. Pentru că asta de fapt, în primul și în primul rând, ceea ce este mai important decât orice este claritatea și nu neapărat cantitatea de informații. Claritatea, cât de clar ești în ceea ce citești, vezi, auzi. Am trăit multă vreme cu impresia că a doua variantă este mai bună. Și numai că e mai bună, dar deci ar fi singura variantă posibilă atunci când moștenești o tradiție religioasă. Am crezut multă vreme în reconfigurare. Și am încercat să o practic și în viața mea și în viața bisericilor pe care le-am păstorit. Reactualizare. Începând de la limbajul pe care îl folosesc, Ideile pe care le transmit, modul în care încercăm să uh, implicăm Biserica în anumite activități. Deci am crezut și încă mai cred că este o variantă uh, normală, uh, posibilă, actuală și eficientă într-un anumit sens. Însă știți care, de fapt, este până la urmă concluzia logică a acestei variante? Uitați-vă, de exemplu, cum a, și ce a făcut creștinismul în 2000 de ani. Pentru că asta a încercat, într-un fel sau altul, creștinismul de 2000 de ani încoace, să tot, tot, se să, tot reinventeze, să se reactualizeze, să se reconfigureze ca să rămână mai departe relevant. Biserica Romano-Catolică tot timpul s-a schimbat față de alte biserici tot timpul s-a schimbat și tot timpul s-a actualizat. Dar observați un lucru: că această schimbare și actualizare n-a afectat fundația, straturile de bază, ci doar formele. De exemplu, aici, în imagine, aveți o atmosferă tipică dintr-un așa-numit mega-church. Și vreau să spun la început: oamenii aceștia fac foarte multe activități ă, extraordinare pentru oamenii din jurul lor. -ar, ar fi greșit să, să, să interpretăm un mega church doar prin acest aspect celebrativ sau cum să numesc eu, de celebrare, de spectacol, de lumini, sunet, muzică și așa mai departe. Ar fi greșit. Dincolo de acest aspect al închinării și așa cum îl înțeleg e închinarea, sunt și multe alte uh, uh, implicări în viața socială și uh, așa mai departe. Nu trebuie să considerăm că asta este o viață spirituală uh, laxă sau uh, uh, foarte uh, 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 necomplicată. Adică simplă, prea simplistă și uh, nepretențioasă. Dar cu toate acestea, ăsta este punctul maxim la care poți ajunge mergând pe această filieră a reconfigurării. Pentru că această reconfigurare nu face decât să reactualizeze, zici tu, în contextul modern, uh, muzica, uh, relațiile, uh, teologia închinarea, implicarea și așa mai departe. Eu nu zic că ceea ce fac este greșit, dar dincolo de acest punct nu mai ai unde să mergi, pentru că aia înseamnă de fapt chiar reconfigurare și reactualizare a creștinismului. Așa că aici este un drum oarecum înfundat, Asta a încercat să facă creștinismul până din 2000 de ani încoace și uitați cam, cam aici a ajuns la punctul acesta. În varianta catolică arată sub altă formă, dar aici am referit varianta protestantă, sau neoprotestantă. Adventismul, în schimb, nici măcar l a încercat asta. Adventismul, de-a lungul timpului, n-a încercat acest lucru, decât foarte puțin. Tot timpul a încercat să copieze, merg pe prima varianta, imitării tradiții religioase a părinților lor religioși. Și tot timpul le am tot întors la ideea aceasta că dacă ne-am întoarce la ce au spus pionierii, dacă ne-am întoarce la ce a spus sora White, dacă ne-am întoarce la cum credeau ei la început și ei credeau că nu există Trinitate, hai și noi înapoi să credem că nu există Trinitate și ei credeau că Isus Hristos nu era chiar Dumnezeu plin cum e Tatăl, hai și noi înapoi la punctul acela și ei credeau că N și așa mai departe. Tot timpul am încercat să ne întoarcem cumva înapoi în istorie. Deci Adventismul și care a încercat reactualizarea la nivel oficial. Mai degrabă așa, la nivel local, anumite biserici au devenit puțin mai moderne, mai contextualizate, mai implicate în alt gen de acțiuni decât cele oficiale și acolo, aici, aici pe acolo, la nivel local, mici ajustări. Dar la nivel global nu s-a întâmplat niciodată. Iar acum cu, cu, atât mai puțin acum. Întrebarea știți care este, care mă frământ pe mine, cum au totuși au rezistat atât creștinismul cât și adventismul atâtea uh, mii și sute de ani și încă mai rezistă. Cum au rezistat? Uh, cum au supraviețuit? Și aș vrea să folosesc un termen care nu există, de fapt, în limba română, este o invenție, nu să zic așa, o încercă, o adaptare. Știți foarte bine ce înseamnă un mausoleu, da? Mausoleul, prin definiție, este locul unde sunt venerați eroi. Fie că sunt acolo îngropați sau depuși, fie că sunt doar amintiți, mausoleul este un asemenea loc de venerare, de amintire a eroilor, a faptelor lor, a ideilor lor și așa mai departe. E, Creștinismul și adventismul a reușit, să, a reușit și reușește să supraviețuiască, paradoxal, nu din cauza narațiunii originare, ci din cauza înghețării formelor religioase. Ceea ce aș numi eu de-aia, am spus că am inventat un termen, mausolenizarea credinței. Deci credința a fost îngropată. Într-un mausoleu, și acolo vii, te închini, acolo vi și venerezi acea credință, acolo ea este în siguranță, acolo este păzită, acolo este uh, depusă și de acolo practic nu mai este. Nu contează cum arată biserica. Uitați-vă la bisericile. Bisericile, uh, strict arhitectural, biserica este un mausoleu. Acolo unde venerezi vechi idei, vechi personaje, vechi concepții, vechi practici. Și că arată așa în această formă tradițională protestantă sau în cele tradiționale uh, catolice ortodoxe, sau că arată așa într-o formă foarte modernă, nu are importanță arhitectura. Dar orice biserică, într-un fel sau altul, nu face decât să mausolenizeze credința pe care o are, tradiția religioasă de care aparține. Și își îngheață formele pentru ca să conserve acea tradiție. Pentru ca ea să poată să supraviețuiască în timp. De aceea creștinismul încă există, pentru că și-a conservat credința. De aceea, adventismul încă există, pentru că și-a conservat credința. Dar și să înțeleg eu prin conservare, exact ce înțeleg, ce, ce spune Biblia despre Gedeon, care. Ce făcea Gedeon? Ascundea semințele de frica lui Madian. Aia înseamnă conservarea semințelor, conservarea credinței, conservarea tradiției religioase. O ascunzi o conservi pentru zile mai bune. De teamă să nu cumva să fie furată, să nu fie răpită, să nu fie ce știu ce fel de altă acțiune brutală, să-ți fie luată și să rămâi, sau să, rămâi, să rămâi vulnerabil sau vulnerabilă fără niciun fel de fundament. Atunci conservăm credința, înghețăm formele religioase în dogme, le înghețăm, în ritualuri le înghețăm, în imnuri care nu le mai schimbăm, o să fați imnurile pe care nu le schimbăm niciodată. Rarele le schimbăm și dacă le schimbăm, le schimbăm unele cu altele. Schimbăm doar niște mici versuri și rămâne fel melodia și așa mai departe. Totul se îngheață în formele acestea. Și în anumite practici pe care încă le avem vis-a-vis -vis de păzirea sabatului sau de, de, de dietă, toate aceste lucruri se numesc înghețarea formelor religioase, pentru că vrem să le conservăm. Cum un celebru ăsta, formulă inspirată dintr-un serial american, Winter is coming, vine iarna. Pentru că vine iarna, trebuie să-ți conservi formele religioase. Pentru că altfel rămâi fără ele. Și mulți creștini, asta facem. Ne conservăm ca Gedeon, Conservăm credința sau tradiția sau uh, dogmele sau practicile pentru ca să le păzim de madian, să nu le fure cei din jurul nostru. Uh, ar, ar fi multe de spus, dar timpul e deja înaintat. Vreau să vă dau un exemplu, nu o să vă placă la mulți, dar asta e, n-am ce face. Am avut o să particip la o întâlnire pastorală la nivel de diviziune în uh, Serbia și sigur că această întâlnire a avut uh, ca invitat special pe cine altul decât președintele bisericii, adventiste Wilson. Fratele uh, Wilson avea o barbă crescută, ceea ce era neobișnuit, pentru că toată lumea știe neavând barbă. Dar avea o barbă crescută, nu-i păcat să-ți barbă, uh, pe vremea sorei White se purtau bărbile, dar se purtau fără mustață, pentru că toți se dar bandiții și oamenii neregiuiți și cei din vestul sălbatic, în sfârșit. E, barbă. E, fratele Wilson avea o barbă normală, nu, nu, nu mustața defrișată, ci barbă normală, în sfârșit. Full option. Ce m-a surprins, în schimb, nu faptul că un om își lasă barbă. La anumită vârstă îți dai barbă din N motive. De lene, de, nu știu, de faptul că ai anumite probleme faciale, sau pentru că te simți că ești mai cool, zic unii, sau mai interesant, mai masculin, dacă faci barbă. Nu asta era ideea. Dânsul avea o anumită semnificație, o anumită semnificație a bărbii pe care și-o lăsase. Deci deja există o, o adevărată semiotică a bărbii domniei sale, așa cum el a explicat-o. Și a spus așa, mi-am lăsat barbă pentru că, de fapt, ideea fundamentală este următoarea, nu există viitor fără trecut. Iar această barbă este un simbol al trecutului nostru uh, denominațional. Pionierii purtau barbă și aveau o anumită viziune, o anumită concepție și de aceea noi trebuie să ne întoarcem în trecut ca să putem să ajungem în viitor. Uh, foarte interesant uh, această, uh, să zic așa, semnificație a bărbii lăsate, uh, dar ceea ce pe mine m-a preocupat cel mai tare nu a fost barba în sine, care oricum îl îmbătrânea destul de mult și pentru unii barba nu, nu le stă bine de loc cu barba, la alții le stă foarte bine. Și faptul că era prizonierul acestei concepții fataliste despre viitor și despre trecut, faptul că trebuie să te întorci în trecut. Și dacă biserica asta întoarce în trecut, biserica ar putea să aibă acces la viitor. Asta este o o chestie foarte interesantă, dar destul de, 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 de cum să spun eu, uh, nu știu, ca să, ca să nu, nu vreau să fac uh, afirmații uh, foarte deplasate, dar aș putea spune puțin periculos ca mentalitate. Având în vedere că tot timpul aducând în discuție un trecut care este oricum consumat, da? Și. Încercând să ne întoarcem undeva într-o zonă considerată ideală de aur, noi, de fapt, să ratăm nu numai viitorul, dar chiar prezentul. În sfârșit, asta a fost așa ca, ca, ca o paranteză. Întăci, în, în, însă aici, mi se, ce mi se pare mie foarte interesant, este următorul lucru. Dacă dorim să permanentizăm aceste forme religioase, întotdeauna ne vom întoarce în trecut. Și întotdeauna vom încerca ca acest prezent să nu fie altceva decât o, o, o nostalgie după un trecut. Tot timpul vom plânge că mai, nu suntem ca înainte, că n-am fost ca înainte și că nu ajungem niciodată cum ar, ar fi trebuit să fim. Dar acum am privit de concluzie, pentru că partea cea mai importantă de fapt a acestei întâmplări cu Gedeon este răspunsul lui Dumnezeu la provocarea lui Gedeon. Gedeon îl provoacă pe Dumnezeu. Da? Asta este foarte clar. Gideon înțelege că Dumnezeu este motorul și nu tradiția din care el face parte. Deci Dumnezeu lansează o mișcare, nu o tradiție religioasă, nici măcar o narațiune. Cu cât ar fi ea de gruzavă și de relevată, nu, nu aia este motorul, ci Dumnezeu este motorul. Asta a priceput Gedeon foarte bine. Și acum Gedeon îl provoacă pe Dumnezeu să creeze un nou context Gedon nu vrea vechiul context, pentru că știe că nu poate să mai existe vechiul context. Cel de la Sinai, cel din Egipt, cel din Marea Roșie, de la Marea Roșie sau cel din pustie. Acest context este de mult consumat. Asta trebuie să înțeleagă și fratele Wilson, că acest context este de mult dus. Pionierii au rămas și s-au îngropat cu bărbile lor și nu mai pot fi aduși la viață, nici prin alte metode e, inventive, nici e, așa conceptual vorbind. Trebuie să lăsați să se odinească în mormintele lor. Da, trecutul ne poate sluji ca parabolă, dar nu ca realitate factuală. Ca parabolă, asta spune și Apostolul Pavel. Da, ținem cont de ce au spus părinții noștri, pionierii noștri, că ele se ca parabole. Dar prezentul, de fapt, este cel care noi trebuie să ne-l creăm. Singuri împreună cu Dumnezeu. Asta face Gedeon. Doamne, vreau să trăiesc în prezent, nu în trecut, nu mai îmi spune mie de Marea Roșie și de alte lucruri, pentru că eu nu le știu, nu le-am trăit, nu le înțeleg. Mie vorbește -mi pe limba mea astăzi. Asta vrea Gedeon. Îl provoacă pe Dumnezeu să creeze un nou context pentru el. Dacă spui că sunt viteaz, atunci creează un contextul ca să fiu viteaz. Așa că Dumnezeu, Gedeon, cere și așteaptă o altă narațiune. Foarte interesant, este o altă narațiune. Sigur că da, narațiunea oricare dintre ea, evreiască, creștină, adventistă, în esență este aceeași. Dumnezeu este Mântuitorul. Asta e narațiunea, în trei cuvinte. Dumnezeu este Mântuitorul, Salvatorul. Dar modul în care ea este descoperită în contextul respectiv este diferită. La evrei, Altfel s-a descoperit la creștini, altfel la adventiști, altfel și așa mai departe. Asta ce spune Gedeon. Chiar dacă știu că -a, făcut o, a fost o narațiune la, la început cu Dumnezeu care scoate poporul din Egipt, bun, acum creează o narațiune în care Dumnezeu scoate pe Madian din mijlocul nostru. E altă narațiune. Și Gedeon cere o altă narațiune. Dumnezeu e dispus să facă locul acesta. Observați cum discută el cu Gedeon și cât de mult se complace, dacă vreți, în acest joc al cuvintelor cu Gedeon. Dumnezeu este foarte dispus să creeze o altă narațiune, o altă paradigmă, o nouă etapă. Da? Dar întrebarea este care este rolul nostru în această poveste? Sau hai să punem problema în felul următor. Ce-l calificat pe Gedeon pentru această aventură? țineți minte imaginea cu hobitul care pleacă într-o aventură. Nu era pregătit, nu se simțea în stare, nu-i plăcea, nu, -i, nu dorea, nu o căuta, dar contextul a fost creat și hobitul a plecat într-o aventură incredibilă. La fel și Gedeon. Gedeon nu aștepta lucrul acesta, dar medita. Era frământat, avea dileme și întrebări și nemulțumiri și dezamăgiri. Și pe acest fond vine și îl vizitează Îngerul Domnului, pentru că e cineva care, uite, gândește, e cineva care încă se întreabă, e cineva care încă vorbește, e cineva care se simte dezamăgit sau dezamăgită și înseamnă că vrea ceva mai mult de atât decât o simplă spaviețuire în credință. E, Ghidon nu avea nicio calificare, știm foarte bine. Nici resurse, nu, nici competențe, nici o evlavie specială, nici, eu știu ce, alte alte asemenea situații concrete, n-avea nimic anume Gedeon. Ce-l califica pe el? Ce era special? El însuși spune despre sine că este uh, un nimeni, un loser. Deci nu curajul, nu experiența lui Gedeon l-a calificat, nu cunoștințele, nu zelul lui Gedeon, nici măcar viziunea Gideon avea încă o viziune despre ce ar trebui să fie. Nu știa cum ar trebui să fie. Știa că nu e bine, nu știa cum să fie mai bine. Nu știa cum. însă Dumnezeu l-a ales pe Gideon. Și a spus: "Domnul este cu tine, viteazule, cu tine, nu cu toți, cu tine." Aia l-am înțeles Gideon, această distinție. Dumnezeu nu era cu tot poporul, doar cu el, cu Gideon. Dorința aceasta de a scăpa de forța centripetă a istoriei, de tradiția aceasta. Nu mai suporți aceleași mantre pe care le auzi de ani și de zeci de ani de zile. Nu mai suporți formulele acestea pe care te tot repeți, le repeți, le repeți și deja au devenit fără niciun fel de sens, ca pe niște simple poezii. Nu mai uh, suporti poate Formele religioase, nu mai suport poveștile care toți se spun. Deja nu mai le suport. Simți că, -a, că ești, ești saturat sau saturată de această, uh, 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 acest, cum să spun eu, uh, cerc vicios. Și vrei ceva, vrei altceva, ceva nou, ceva proaspăt, ceva relevant și relevat de la Dumnezeu. Asta înseamnă că dilema lui Gedeon este și dilema noastră. Și înseamnă că Dumnezeu e dispus să ne facă o vizită. Eu n-am răspunsul la întrebarea încotro ar trebui să meargă Biserica. Nu știu încotro. Habar nu am. N-am soluții? N-am nicio viziune? Nu, n-am. De ce să spun că am dacă nu am? Dar știu că Dumnezeu are și viziune. Are și soluții, are și resurse, are și direcție. Așa că eu, ca individ, simplu individ, în Biserica Adventistă, aștept și eu, poate ca Gedeon, o asemenea revelație. E nevoie de o nouă narațiune, de un nou imbold, de o nouă energie. Altfel, ne vom osifica în această biserică. Și vom deveni doar niște simple pietre funerare în istoria adventismului. Atâta tot. Dacă Dumnezeu nu ne vizitează, dacă Dumnezeu nu se descoperă nouă personal, nu avem nicio șansă. Nici ca indivizi în viața noastră spirituală, nici ca denominațiune. Așa că nu ne am decât să facem și noi rugăciunea lui Gedeon, așa cum a făcut-o el, cum a știut-o el, și sunt convins că Dumnezeu se va descoperi cel puțin unul dintre noi, și ceva se va întâmpla. Se va întâmpla pentru că Dumnezeu întotdeauna intervine atunci când este chemat. Aici s încheiat și prezentarea din seara aceasta. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm data viitoare.